Venită după două remize consecutive în Liga Campionilor, HCM Minaur a obținut o victorie cu emoții în fața echipei HC Metalurg. În partida disputată în sala polivalentă la Scărpană, băimărenii au deschis scorul și s-au distanțat repede la două goluri, reușind să păstreze acest avantaj pe durata primei reprize. În minutul 25, Minaur și-a dublat avantajul de pe tabelă, distanțându-se la patru goluri, care a fost de altfel și cea mai mare diferență de scor a meciului. Până la pauză însă gazdele s-au apropiat la un singur gol, iar prima parte a jocului s-a încheiat cu scorul de 10-9. După reluare, HC Metalurg egalează însă, nu reușește mai mult, deoarece Minaur se instalează din nou la conducerea meciului, reușind să meargă la 3 goluri. Finalul de meci a fost unul extrem de dramatic după ce gazdele au venit la un singur gol și au fost foarte aproape să egaleze. În cele din urmă, Minaur a câștigat partida la limită după ce gazdele au ratat ultimul atac al meciului. Campioana României se impune cu 21-20, iar în urma acestui succes încheie turul Ligii Campionilor pe poziția a treia. Minaur are 6 puncte acumulate și ocupă locul 2 în grupa D, la egalitate de puncte cu formația HC Motor Zaporoje. Vreau să le mulțumesc băieților pentru felul în care au intrat astăzi pe teren, pentru atitudinea de care au dat dovadă și pentru tăria de caracter. Am avut o perioadă destul de dificilă în ultimele zile, dar până la urmă se pare că am reușit să obținem și noi două puncte, ca să spun așa, după două meciuri cu mult și mult ghinion. In the first half time we made a few mistakes in attack and our defense was not so good. In second half time was same. We had very good moment, but also in very important moment we made in attack mistakes. Marius Sadoveac este de părere că a fost un meci dificil, deschis oricărui rezultat. A fost un meci greu, cum sunt absolut toate meciurile, indiferent dacă joci în acasă sau în deplasare. Ne bucurăm că am câștigat cele două puncte. Cum au spus și adversarii noștri, puteam să facem egal sau chiar să pierdem. HCM Minaur și HC Metalurg se vor întâlni din nou în prima etapă a returului, programată în 25 octombrie. Pentru băimăreni urmează însă meciul din Liga Națională împotriva nou promovatei CSU Danubius Galați, partidă care va avea loc mâine.